Mișcă, domnule, stați! Cere buletinul, actele de la mașină. Domnule, ce s-a întâmplat? Nu, urcați-vă mașina. Am lăsat mașina acolo. Am venit aici la cercetări, la dumnealor aici. Și m-am prins despre ce e vorba. N-am nici clinică, nici mânecă cu așa ceva. Doctorul psihiatru din imagine a ajuns după gratii împreună cu o asistentă. El este suspectat că a luat șpagă de la oameni ca să le dea documente fictive care să-i ajute să se pensioneze. De aceeași anchetă mai e vizat încă un doctor, dar și trei asistente care au ajuns sub control judiciar. Da, e înăuntru soțul meu. A fost diagnosticat, este depresiv, este prima zi de tratament, a făcut o perfuzie, vreau să plecăm acasă, ne-a luat din mașină, nu le-a dat nicio explicație. Doctorii cereau 500 de lei mită de la fiecare om care voia să se pensioneze ilegal pe caz de boală. Anchetatorii cred că din aprilie și până în iunie, medicii au luat spăși de la 300 de oameni. S-a speriat, ce să facă săraca, așa se spunea mie să tac, dumne, dacă eu cunosc drepturile care sunt, eu vreau să fiu liber, să fiu o societate liberă. Ați fost la un pas de infart. Da, vă dați seama, în fața mașinii, când sar 6 inci, ce cum te simți, parcă aș fi, ce, stăm și mă gândeam, ce am făcut, cum se poate așa ceva. Toți oamenii care au trecut prin cabinetele medicilor din Pitești au fost chemați la audieri. Principalii suspecți în această cauză sunt 2 medici și 4 asistente de la un centru medical de psihiatrie din județul Argeș, care sunt cercetate în momentul acesta pentru luare de mită. Anchetatorii spun că medicii au adunat 30.000 de euro din șpăgi în mai puțin de 3 luni.